În funcție de mediul pe care îl ai, în funcție de cele 7 generații pe care le-ai avut înaintea ta, în funcție de reîntrupările pe care le-ai avut înainte, în funcție de ceea ce ai făcut cu viața ta înainte, suntem diferiți în cadrul unei zodii, în cadrul unei perioade energetice, suntem diferiți în condițiile în care, ca bază în perioada energetică, sunt aceleași coduri puse pentru fiecare. Doar că unii activăm unele coduri mai mult, alții activăm unele coduri mai puțin. Practic, activitatea noastră aici pe planetă este absolut comună în căutarea dragostei, în căutarea sufletului pereche, în căutarea așezării noastre pe coanta universului nostru, da, și mă refer când zic coanta universului nostru, mă refer la coanta destinului și nici de cum să stăm în mâna sorții. Așa cum spuneam, lumea se împarte în 1% întuneric și 99% lumină. Atâta vreme cât trăim în 1%, suntem pur și simplu în mâna sorții, gândim doar cu capul nostru, nu lăsăm deloc lumina să intervină, nu cunoaștem nimic din ceea ce este codificat în perioada energetică, facem lucrurile așa cum considerăm, după experiență, cum ne taie capul, cu lumina pe care o avem la dispoziție. În momentul în care începem să ne lărgim capacitatea și conexiunea, capacitatea noastră de a percepe și conexiunea cu mediul înconjurător, putem da deoparte această pătură, accesăm 99% și dintr-o dată noi facem tot ceea ce ținem de noi, dar mai lăsăm și lumina să vină și să ne completeze. Așa încât zodia Cancer, zodia Rac, zodia Crab, vorbim exact despre aceeași zodie, are codificată această stare de frică în interiorul perioadei energetice, iar dacă întâlnim o zodie de acest gen care o vedem că nu are de-a face cu fricile la nivel profund, acest lucru se întâmplă pentru că s-a ocupat de acest domeniu, pentru că poate a primit în această existență drept cadou una dintre corecțiile mari ale zodiei Cancer, ale zodiei Rac, a primit drept cadou această stare de frici de a-i fi ușor să o genereze. Și atunci, dacă ai primit-o drept cadou în loc să-ți rămână pe post de corecție, atunci destinul tău este unul și mai mare, este unul și mai grozav să-l acoperi și să faci din existența ta ceva absolut ieșit din comun. Dorința de stabilitate, de familie, de a avea copii aracilor, dorința de a ajuta, de a se implica în stări de a dărui, în stări caritabile, este una extraordinar de mare. Spuneam în prima parte a emisiunii că fiind ca persoane, ca ființe umane, suntem undeva la peste 80% formați din apă. Iar modul în care luna afectează și influențează tot ceea ce înseamnă apă pe pământ, bineînțeles că influențează omul, el fiind peste 80% apă, dar mai ales influențează racul mai mult decât orice.